Victorie Lungu nu este frică să experimenteze. O face cu propriul look, dar și cu viața personală. A fost blondă, roșcată, brunetă, a purtat părul scurt, dar și lung. Iar în viața personală a fost măritată, divorțată și acum aproape măritată din nou. Curajoasă femeie! Tu ești primăvara mea, iubire. Când femeia este fericită, asta se citește pe chipul și în ochii ei. Cel puțin ăsta este secretul Victoriei Lungu, care parcă prea rapid s-a transformat în bine, evident. Este îndrăgostită, mulțumită de cum arată și lucrează intens la lansarea unui album și a unui videoclip în care a investit suflet, dăruire și bani. Inima pe asta-i lume, am trăit și rău și bine. Piesa Inima, care se combină foarte frumos cu muzica populară și, evident, lansarea albumului Cărarea Iubirii, care va cuprinde 15 melodii. Nu mă susține nimeni, organizez absolut tot eu din banii mei. Am văzut-o și roșcată, și blondă, și cu părul mai scurt, dar și mai lung. Toate astea combinate, plus sportul și mâna din bacea medicului, au făcut-o și mai frumoasă. Este prima vedetă de la noi care, în mod deschis, a vorbit despre ce și-a corectat la chip. Multe femei și fac hialuron, multe femei își fac botox, doar ascund toate astea de... pentru că, într-adevăr, chiar nu e un, e un lucru despre care trebuie să zici și lumii întregi, că nu e nimic ieșit din comun, toată lumea își face. Evident, eu cred că a doua oară, a treia oară, nu mai e frica aceasta și și zona aceasta deasupra buzelor este cea mai dureroasă, am impresia, și cea mai sensibilă, da. Spun acum cu mâna pe inimă, nu voi merge niciodată eu să fac vreo intervenție chirurgicală ca să-mi schimb ceva. Dacă vine vreo propunere de la un vâzi de televiziune și mă provoacă, se zbucnii în vatră o scânteie ca o strigă dulce de femeie. Am tot ce-mi trebuie mie, părul vezi că m-a crescut, sânii, slava Domnului, nu am probleme. Cu înălțimea, poate, știi, să-mi cresc un pic picioarele. Și dacă ție îți place să experimentezi și nu vezi nicio problemă în asta, ei permite fetei tale să apeleze la un estetician. Cred că nu voi fi de acord, asta e 100%, doar dacă face pe la spatele meu. Dar o fată mamare, mulțumesc lui Dumnezeu, e așa cum am vrut eu. A fost mare tamtam cu să-și facă un tatuaj aici de ziua ei de naștere la 18 ani. Și tare mult mă ruga și ea este o șmecheroaică de felul ei, așa, știi, vine și spune: mami, Tudor mă iubește atât de mult, te rog eu tare mult. I-am zis, ai bine, că e 18 ani, lasă. Dar dacă e un tatuaj la sprânceană, știu eu, ceva, unghii artificiale, da, asta e, merge, că e fată mare. Nu că treaba medicilor nu ar fi eficientă, dar tot mai des de folos este un bărbat. Victoria recunoaște că este îndrăgostită, iar viața ei s-a schimbat radical după ce l-a întâlnit. Eu cred că ochii unei femei spun totul. Cred că piesele prin care am ieșit eu acum arată dragostea mea față de fetița mea, pentru că am făcut acea piesă. Tu ești primăvara mea este melodia care este dedicată celui care este lângă mine. Tu ești primăvara mea, să știi. Eu cred că atunci când deja voi merge la cununie, deja când voi avea inelul pus pe mână, eu cred că atunci o să pot spune da, uite, e acel iubit lângă mine. Dar acum stăm împreună, locuim în aceeași casă, ne simțim foarte bine, suntem o pereche frumoasă, fericită. Noi am stabilit o zi, o avem pusă acolo în calendar, când vom merge la Roma, când o să ne cununăm. Așa că toate detaliile o să vă le dau la momentul potrivit. O să fie marele nostru secret, pentru că vreau chiar să-mi protejez viața mea personală. Dar bărbatul meu este o persoană publică, cu atât mai mult. Este un om care este cunoscut aici. Îmi place că este puternic, are caracter, știe să-și pună poziția și mă iubește. Și asta contează cel mai mult. Mă face fericită. Chiar dacă și-a lăsat părul să crească și îl îngrijește cu multă atenție, se pare că este primul de care s-ar dezice, dacă ar fi nevoită să renunțe la ceva. În momentele astea, când sunt pusă într-o extremă careva, cred că m-aș tunde chiloc. Aș zice, nu renunț la nimic, dar uite, fac pentru mine, fac un tatuaj, mă rat pe cap. 27 de dragoste coapte. La cariera mea cred că aș putea renunța, da, pentru că oricum o să mă dau în business cândva și la asta aș renunța foarte ușor. 27 mi-e drag și